Povestea de astăzi începe cu un moldovean și un gălățean sosiți la Brăila să picteze. Un om mic la stat, dar mare la sfat, Marcel, și caricaturistul Viorel Baciu dau viață personalităților reprezentative ale etniilor conlocuitoare din Brăila și le pictează pe pereți. În echipa de artiști, treburile sunt bine împărțite. Marcel deține culoarea, iar Viorel penelul. Împreună au reușit să picteze într-o singură zi un întreg tablou, o poveste a orașului în care fiecare personaj are un loc aparte. La prima vedere, Nina Minovici, Ana Aslan, Rasputin, Terente, Mihail Sebastian și Panaiti Strati stau așezați la masă într-o oarecare ordine dezorganizată. Stau așa din formula grafică, poate o prietenie între ei ar fi existat sau n-a existat. Acum poveștile, știți cum se face istoria, și după ureche și după legende. Dar poziția lor grafică sună mai bine decât Panaiti Strati, care ar fi stat la masă cu Terente. Aici apăreau orgolii masculine. Sau Rasputin cu Mihail Sebastian. Erau, cum să spun, Mihail Sebastian era de altă origine, Rasputin de altă origine și nu avea legătură cu... Ce le-a spus acolo în față? Măsline. În spate acolo l-a pictat și pe Marcel. L-a făcut Piccolo. Marcel, da. Marcel e nelipsit nici de pe pereții lui Terente, nici din viața noastră. Bine, aici o să-i facem noi puțină mustăcioară. Marcel, te-a pictat bine? Ești mulțumit? Da. Grecii, bulgarii, turcii, evrei și lipovenii s-au așezat la masă așa cum se întâmpla pe timpuri în Brăila, în cărciumile din oraș. Fiecare ceas din zi era un prilej pentru a se întâlni, a degusta un vin bun și a povesti. O bucurie pierdută cu timpul, dar readusă de Viorel Baciu în 2012 prin personajele pictate. Ciuclaru, Nea Ciuclaru, Nea Ciuclaru. Deci ăsta e un nume de brăilean care a fost șeful meu pe timpurile vechi, vechi. 89, era șeful vitrinierilor și decoratorilor la Galați, dar era brăilean. Întotdeauna a fost o dispută de orgolii de astea, și noi eram de la răză la vremea, adică noi nu aveam un șef la decorator, trebuia să nu un brăilean. Ei, eu l-am respectat pe brăileanul respectiv, nu știu dacă mai trăiești. Doamna Luci. Tot timpul au fost domnișoare și doamne. Cine e doamna Luci? Doamna Luci s-ar putea să fie o doamnă de consum a vremurilor apuse. Putem spune că doamna Luci ar fi fost o admiratoare de-a lui Rasputin, în cazul când era de consum. Dar doamna Luci poate să fie și o clientă. Alăturarea diferitelor personalități brăilene nu este deloc întâmplătoare, așa cum ar părea la prima vedere. Fiecare colț pictat are o poveste, iar dacă un evreu stă la masă cu un lipovean, de exemplu, se datorează faptului că ne aflăm într-un restaurant al etniilor. Cronologic, cu siguranță, cineva s-ar putea să spună, băi, ai băgat pe toți în aceeași oală. Dar pentru cel care privește din anul 2012 în urmă, nu asta este foarte important, ci reprezentativitatea. Brăila are un foarte mare noroc. Este vorba de cele 7 mari comunități, cu cimitirile lor, cartierul lor și așa mai departe. Dar ceea ce n-am spus atunci este că din aceste comunități au apărut oameni de seamă. Spuneți și mie, dacă există în România un copil, nu un om, siguranță, cineva s-ar putea să spună, băi, ai băgat pe toți în aceeași oală. Dar pentru cel care privește din anul 2012 în urmă, nu asta este foarte important, ci reprezentativitatea. Brăila are un foarte mare noroc. Este vorba de cele 7 mari comunități, cu cimitirile lor, cartierul lor și așa mai departe. Dar ceea ce n-am spus atunci este că din aceste comunități au apărut oameni de seamă. Spuneți și mie, dacă există în România un copil, nu un om în toată firea, să nu fie auzit măcar o singură dată de Panaiti Strati, de Mihail Sebastian, de Mina Minovici, de Ana Aslan, de Fănuș Neagu, pe care îi vedeți aici pe pereți. De ce Fănuș Neagu? Fănuș Neagu e român de-a nostru, e din Gradiștea. Fănuș Neagu este cel care l-a transformat pe Terente dintr-un bandit tâlhar nenorocit într-o vedetă de cinema. Și a făcut filmul ăla extraordinar, pentru că el a scris scenariul,
terente regelui Bălților. Mare lucru. Pentru că a conferit locului ăstea o legitimitate a existenței lângă Baltă. Brăila s-a rupt din ce în ce mai mult de Dunăre, spuneam eu la un moment dat. Dar s-a rupt și de Baltă. De Balta Brăila. Așa se cheamă ea. Da? Uităm de ea. E, amalgamul ăsta de personaje pe care le vedeți de jur împrejur, chiar dacă nu sunt neapărat contemporane între ele, înseamnă în realitate Brăila. Brăila se mândrește cu oamenii ei. Orașul are reprezentanți de seamă și faptul că ei au și o apartenență etnică sporește farmecul locului. Dar Ana Aslan, Mina Minovici, Fănuș Neagu, Panaiti Strati sunt în primul rând brăileni. Erau case de greci, erau case de evrei, copiii și de parte și de cealaltă se jucau. Nu prea se căsătoreau între ei, pentru că ele, căsătoriile, aveau un rol bine definit, acela de a ține averea în familie, știm asta foarte bine, dar prieteniile funcționau. Mâncau împreună în casele unora și celorlalți. De aici ideea noastră cu statul la masă. Pentru că se întâlneau în cârciumi și în cârciumă se făcea literatură, în cârciumă se făcea politică, în cârciumă se făceau afacerile. Da? Am început să cam pierdem chestia asta. Noi încercăm să reînviem bucuria de a sta într-o cârciumă cu prietenii. Se mai vede pe aici pe acolo. Ana Aslan cu Mina Minovici. E vorba de o zonă a intelectualității de înaltă rasă. Da, vorbim despre o armeancă, Ana Aslan, a treia generație de armeni în Brăila, oameni de mare vază în oraș. Da? Vorbim despre Mina Minovici, un armân, da? Nu de pomană, armean, armân, un macedon, cum zicem noi, nu neapărat în sensul peiorativ, un om din Macedonia. Mina Minovici, cine n-a auzit de Mina Minovici? Da? Între Mina Minovici și Terente o legătură strânsă, știm noi bine de ce, e un borcan acolo cu ceva din Terente. Da. Asta este. Da? Ana Aslan însă ne-a făcut cunoscuți pe întreaga planetă. Da? Cine n-a auzit de Ana Aslan și de Institutul de Geriatrie, înseamnă că nu-i român și nici nu-l interesează treaba asta. Doi medici, doi oameni importanți și din zona intelectualității înalte. Într-un singur loc, o mână de oameni au reușit să îmbine în mod fericit poveștile lui Fănuș Neagu, legendele cu terente regele Bălților și mâncărurile tradiționale ale etniilor conlocuitoare. Aici poți gusta din preparatele tradiționale românești, turcești, bulgărești, grecești, armenești, evreiești și lipovenești și în același timp poți afla istoria orașului. Dacă domnul Baciu îl ajuți, poate și cu o sugestie? Nu, deci dânsul știe mai bine, deci eu mă limit la ale mele, ci nu-mi place să mă bag, deci îmi place să fiu neutru și să stau în banca mea. Acel e un tip foarte serios, cu perspective de căsătorie. Problema e tot a mea și a lui Popa, să căutăm... Uitați că îl vedem că zâmbește pentru prima oară. Marcel face parte din viața caricaturiștilor. Problema este că pentru el e o amintire frumoasă că a stat la atelierul maestrului Popas. Asta nu se uită niciodată și Popas l-a luat în toate zonele de festival, de zone bune. Dacă ar fi fost să fie adevărată scena din spate, la cine te-ai fi dus cu carafa dintre personajele pe care le avem aici? E greu de spus. Deci, punctul meu, dacă ar fi fost, cred că la toți. La domnul Fănuș Neagu, că l-a cunoscut. Da, din păcate l-am cunoscut pe domnul Fănuș Neagu, deci mi s-a părut oameni deosebiți. Toți care au fost ca artiști, în general, sunt oameni deosebiți. Îndrăgostiți de parfumul vremurilor de odinioară, Viorel Baciu și Marcel au încercat să redea atmosfera din perioada interbelică. Atunci oamenii încă aveau timp să se bucure de viață, să lege prietenii durabile și să trăiască liniștiți. Pe peretele de afară va rămâne depictat Johnny Răducanu, da. Memorabil, Nicu Alifantis. Deci e o elită a
a muzicii la Brăila, să știți că urechea muzicală încă funcționează. Afară vom face, cred că un pic de butaforie, Viorel Baciu, foarte prolific la capitolul ăsta. Vrem undeva pe aproape întregul perete să ne jucăm tot cu ideea etnilor, dar aproape în relief. Am să vă stric surpriza ceea ce o să vedeți, o să vă placă foarte tare. De altfel și gardul, ați văzut că la prima vedere pare a fi un chici. Și a mai venit lui ăsta să vopsească 20 de metri de gard în tablă cu o așa zisă grădină. Noi vrem să ne rupem de Brăila aici. Noi vrem să fim în natură și har Domnului, înăuntru chiar în 800 de metri pătrați de curte, e natura la ea acasă. Grădina noastră, terasa noastră, nu are muzică. Deloc. Cântă păsările. La noi vrem să fie liniște. Într-un oraș care de la o zi la alta începe să semene cu București tot mai tare, datorită aglomerației, încercăm să avem o oază de liniște în care prietenii se simt bine. Vreau să vă spun o chestie pur și simplu fabuloasă. Iosif Ivanovici, celebru compozitor, șef de fanfară la regimentul 11 Seret la Galați, melodia cu Valurile Dunării, care e o melodie în care la vremea aia se dansa în perioada interbelică și acum mai e o melodie frumoasă, cine mai ține minte și o recunoaște, a fost dedicată în semn de prețuire și de dragoste, de respect față de iubita lui evreică din Brăila. Deci la vremea aia nu erau SMS-uri, nu erau... Vedeți câtă frumusețe să compui o melodie, barca pe maluri. Tot la vremea aia a fost confundată că ar fi fost compusă de Strauss. Acum putem spune barca pe maluri, că pe maluri mai puțin. Am putea spune că au fost alte vremuri și alte obiceiuri, dar la Brăila există acești oameni care au reușit să readucă în prezent atmosfera secolului trecut, iar pasiunea lor pentru viață este molipsitoare. Luând ca un contrast turbat, să spunem așa, pe vremuri îmi povestesc cei care mai sunt și au mai prins vremurile interbelice, pe mare bulevarde, mirosea parfum francezesc. Ieșitul din casă era o sărbătoare. Lumea se uita de 5 ori în oglindă, de la călcâiul pantofului, ștaiful, cum se spunea, pantof cu ștaif. Cel mai mic amănunt era ieșitul la promenadă, mă refer la estetica costumației. Foarte atenți bărbații și femeile, pentru că era o plăcere și întorceai capul după o pereche elegantă, iar pe mine m-a mirat că la vremurile alea mirosea parfum francezesc, ceea ce îmi ridic pălăria, contrastat cu vremurile astea, unde ești tu în stradă la plimbare, în șlap și în pantaloni scurți, n-am văzut nicio nație care să parcă să răzbună pe cineva, nu mai au gust, nu mai au nimic, ești pe stradă, este strada mea, strada ta, strada noastră, nu este mărlănia pe care nimeni nu le spune nimic. Ca să mergi la restaurant în șlap, uitați-vă la restaurant, eu n-am făcut o invenție, toată lumea mergea la patru ace. Și într-adevăr era o regulă de a primi pe cineva la restaurant, ținuta obligatorie. Nu știu cum ar veni un englez cu pedigree, care la ora 5 își bea ceaiul și la ora 19 servește cina, să merg într-un restaurant plin de băieți și de fete în șlap și în pantaloni scurte. O mașină de lux pe care au muncit într-o fabrică, zeci de ingineri de design, oameni care au învățat cu adevărat și au făcut o bijuterie, ei, cred că oamenii aia au oftează în ținea lor când văd un personaj. Cine să dă jos de mine? Da, în pantaloni scurți, fără maiou, fără nimic. Sunt un admirator a inteligenței umane și a elitelor în special.
după cum v-am mai spus, că la Brăila există o cantitate de oameni care au marcat evoluția României și au pus într-o lumină extraordinar de frumoasă Brăila. Ideea de a picta pe perete nu este o idee nouă. Nu pot să spui că este o frescă. Este o schiță de respect față de vremurile trecute, cu paranteza că documentarea se face după portretele celor în cauză.